Cei care s-au născut în Zodia Balanței vor avea posibilitatea, în prima parte a zilei de 7 septembrie, să ia contact cu reprezentanții unor instituții, să facă demersuri oficiale, să depună acte, să primească informații care să le lămurească sau să le indice un cadru de acțiune, mai ales din punct de vedere juridic, secundar, economic, în indiferent ce chestiune personală posibilă deplasare de scurtă durată, posibilă călătorie sau excursie și posibilă întâlnire necesară cu o persoană care le poate da un sfat, un avertisment util sau care poate să le ofere un indiciu esențial într-un proces de cunoaștere fac cercetări, vor să afle ceva, vor să se lămurească, sau într-o chestiune care privește educația. Le pot da um, un aviz favorabil cu privire la ceea ce au decis să facă, dar toate acestea se desfășoară într-o deplină cunoștință de cauză. Dacă, firește, acea persoană este una indicată să își dea cu părerea că sunt și oameni care se află în treabă. Dacă într-adevăr ați dat peste o persoană competentă și calificată și aceea este și ea de acord că ceea ce vreți dumneavoastră să faceți din punct de vedere pedagogic, școlar, universitar, profesional, este justificat și îndreptățit, atunci într-adevăr nu mai aveți niciun motiv să ezitați și doar trebuie să treceți la treabă. Între 7 septembrie după ora 14 și 9 septembrie momente dificile legate de casă și gospodărie, preocupări apăsătoare, îngrijorări, nemulțumiri, stres sau situații care depășesc puterea celor care s-au născut în balanță să le rezolve cu propriile lor puteri. Dar pentru moment nici măcar nu au cui să se adreseze. Între 10 și 12 septembrie la prânz, perioadă un pic mai plăcută, mai destinsă, mai relaxată, unii vor fi veseli, alții vor avea chef să facă ceva ca să iasă din monotonia cotidiană, care să îi scoată din rutină, să se distreze, să aibă o surpriză, să aibă întâlniri plăcute, să intre într-un alt tip de preocupări mentale, intelectuale, culturale. Divertismentul nu va fi unul subțire și ieftin, ci din potrivă unul subtil și rafinat, în funcție și de educația fiecăruia. Între 12 și 13 septembrie, perioadă bună la locul de muncă, pe ideea că se atenuează un conflict, se intră în normalitate, se instaurează o perioadă calmă. Alteori poate însă să fie vorba și de niște păcăleli înșelătorii, auto evaluării sub semnul subiectivismului, al sentimentelor, al simpatiei sau antipatiei. Aici trebuie ceva mai multă atenție pentru că e bine să nu intre în tot felul de jocuri de interese care se mai țes la locul de muncă, bazate pe nevoia de a fi solidar cu cineva, trebuie să-l susținem sau invers, trebuie să-i dăm la cap cuiva, trebuie să-l dăm jos din putere. Astfel de atașamente și astfel de Integrări în grupuri de interese sunt nefericite pentru toată lumea. Acum, însă, ele sunt bazate pe o eroare de cunoaștere. Fie cei născuți în balanță sunt atrași de acel grup care are nevoie de cât mai mulți susținători, oferindu-i se doar o parte a adevărului, o realitate deformată, în chip subiectiv, trunchiată, și atunci, sigur că, din acea perspectivă. Acestui îi se pare legitim și normal, nu îi se pare că face un lucru rău sau că e un abuz sau că a luat-o pe un drum greșit susținând acea cauză. Aici e nevoie de multă atenție, cel mai bine ar fi să nu intrați deloc în astfel de jocuri, în al doilea rând ar trebui să verificați temeinic tot ce vi se spune și să ajungeți la propria concluzie, după care veți vedea ce se întâmplă. Din punctul de vedere al sănătății, răstimpul însă este unul mai special pentru că intră în joc 8 rânduri de opoziții. Există cele patru planete în casa bolilor lungi și cronici, există două planete în casa bolilor scurte. Între acestea dialogul este mai anevoios, pentru că e o luptă între trup și suflet și lucrurile sunt plasate din punct de vedere astral invers. Adică acolo unde este sănătatea de fiecare zi și fiziologia, sunt planetele care privesc spiritul, sufletul, imaginația inima, iar acolo unde este vorba de laturile interiorității și ale nebuloasei sufletești, sunt patru planete care vin cu greutatea, forța și rigiditatea elementului pământ. Și atunci nu ajută nici una dintre ipostaze locul în care se află. De aceea se nasc niște tensiuni. Și una dintre formele tipice de concretizare a acestor ipostaze astrale este nașterea unor idei profund subiective, reacțiile încăpățânate, atitudinea rigidă și indisponibilitatea spre dialog sau spre diversitate. Nu vor să-l asculte și pe celălalt, nu vor să afle restul sau totul, nu interesează ce spun ceilalți, ca și cum perspectiva lor este singura și este și cea corectă. De aici, aceste trăiri care nicilor nu le fac bine, dar care se vor reflecta la capitolul trăire organică și fiziologie, într-un fel care nu o să le convină. Tulburări de tot felul, care pot foarte greu să fie explicate, dar și rezolvate. Să spunem, o durere de stomac. Nu știu foarte exact de ce natură este. Pentru că n-au o explicație, nu e nici de ordin alimentar, nici de alt ordin medical, nu este nicio chestiune de conjunctură, nu se rezolvă cu medicamente, nu înțeleg despre ce este vorba. De cealaltă parte, în Universul interior se pot naște tot felul de convulsii și contorsionări, ca și cum gândul lor nu poate să stea deloc liniștit. Și în această situație trebuie procedat ca la carte și metodic. Un calmant chiar e bun, un somn chiar e bun.